Bun găsit și bine ai venit pe canalul meu de YouTube, astrolog Alexandra Coman. Fie că ești în trecere, fie că îmi urmărești activitatea în mod constant, vreau să-ți mulțumesc pentru prezență și să-ți spun că mă simt onorată că faci acest lucru. Filmările de pe YouTube sunt doar o mică parte din activitatea pe care o desfășor. Există horoscopul ultra-detaliat al lunii, există webinarii, există agenda astrologică a anului și toate acestea le poți găsi pe bilete.ro sau dacă îmi scrii pe adresa contactaron@alexandracoman.ro. Achiziționându-le, îmi susții activitatea și îmi facilitez posibilitatea să filmez în continuare gratuit aici pe YouTube. Îți mulțumesc încă o dată pentru prezență și te invit în continuare să urmărești această filmare. Să ai o zi cât mai frumoasă! Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de 8 aprilie, o zi în care pe cer se întâmplă multe lucruri interesante. În primul rând avem Marea Trină, cel mai benefic aspect din astrologie, care se manifestă pe casa, pe sectoarele comunicării, relațiilor și prietenilor. Deci, cumva, ziua de astăzi astral intuiește faptul că vine weekendul și va fi un weekend super frumos. Să vedem ce se întâmplă în continuare cu fiecare semn zodiacal în parte, nu înainte de a vă reaminti să apăsați butonul subscribe sau abonează-te și nu uita să apeși și clopoțelul de lângă subscribe sau abonează-te dacă vrei să fii notificat ori de câte ori fac o postare. Hai să vedem ce se întâmplă astăzi cu Berbecul, ascendentul pe berbec și cei care au luna natală în semnul berbecului. Chiar dacă este vineri, este o zi extrem de importantă pentru că îți consolidezi relațiile, îți consolidezi importanța în locul de muncă, la locul de muncă și reușești să rezolvi ceva foarte important legat de niște acte, hârtii sau documente. Taur, ascendentul pe Taur și cei care au luna natală în semnul Taurului. În sfârșit, un aspect superb pe harta ta se conturează astăzi, Uranus, un sextil cu luna, ascensiune socială versus intuiție. Astăzi te bucuri de sprijinul unei femei sau a unui grup de femei care te ajută să bifezi puncte importante în cariera ta. Dacă ai de susținut astăzi un examen, să știi că dacă nu este vreo mânăreală acolo sau vreo șmecherie făcută, vei obține rezultatele pe care le așteptai. Gemeni, ascendentul pe gemeni și cei care au luna natală în semnul gemenilor. Astăzi s-ar putea ca gemenii să primească o ofertă de loc de muncă și eu vă sugerez nu mai stați atât de mult pe gânduri și aruncați-vă în experiență pentru că s-ar putea să descoperiți un loc de muncă foarte frumos, cu niște colegi foarte simpatici și unde te poți afirma foarte, foarte mult. Rac, ascendentul pe rac și cei care au luna natală în semnul racului. Vrei să încerci ceva nou. Poate este vorba de viața ta privată. Poate este vorba de un proiect. Poate vrei să te apuci să studiezi ceva. Și eu îți spun, nu avea nicio ezitare pentru că tot ceea ce gândești că vrei să realizezi este extrem de bun, pertinent și te poate duce către niște rezultate deosebite. Este o zi în care studiul și dezvoltarea personală sunt extrem de importante pentru tine. Leu, ascendentul pe leu și cei care au luna natală în semnul leului. Chiar dacă ești un semn de foc, autonom, independent, căruia nu-i place să îi se dea ordine și indicații, uite că astăzi va trebui să pleci puțin așa capul și să
să accepți că există și alte opinii decât cele ale tale, că există și alte idei decât ale tale și uneori regulile trebuie și respectate. Dacă te vei supune sau te vei alinia acestor cerințe, vei avea numai și numai de câștigat. Fecioara, ascendentul pe fecioară și cei care au luna natală în semnul fecioarei. Astăzi câștigi respectul celor din jurul tău cu ideile pe care le manifesti și cu curajul cu care te arunci în noi experiențe. S-ar putea să te alături unui grup cu care vei începe un proiect special. Și vei avea ocazia să manifesti, să le arăți talentele tale, expertiza pe care o ai, cunoștințele tale. Deci devii un membru de valoare al unei echipe. Balanța, ascendentul pe balanță și cei care au luna natală în semnul balanță. Dacă vrei să evoluezi și să urci social, mai ales evident în zona serviciului, te rog să înțelegi că ai nevoie de niște specializări suplimentare, ai nevoie de niște cursuri suplimentare. Nu merge să te bazezi doar pe informațiile acumulate în ultimii ani. Lumea evoluează, se transformă și prin urmare și tu trebuie să ții ritmul cu această schimbare. Este o zi în care s-ar putea să pui în practică o pasiune pe care o ai sau să te implici într-un proiect drag sufletului tău. Veștile de peste hotare sunt bune și uite că s-ar mai putea, pe lângă tot ceea ce se discută astăzi, să ai parte și de un flirt interesant în lumea virtuală. Scorpion, ascendentul pe Scorpion și cei care au luna natală în semnul Scorpionului. Este o situație în care te cam zbați în privința banilor și ai nevoie de ei, dar nu are cine să ți dea, nu ai cum să-i faci peste noapte, așa încât începi să te gândești serios la un credit bancar care să te ajute să-ți rezolvi toate aceste probleme. Ok. Merită să întrebi, merită să te interesezi și în următoarea săptămână chiar vei avea și un răspuns dacă se poate să iei acest credit sau nu. Dar e nevoie să găsești soluții alternative la acest blocaj pentru că nu poți să te bazezi numai pe un salariu de la o dată la alta, de la o zi de plată la următoarea zi de plată. Săgetător, ascendentul pe Săgetător și cei care au luna natală în semnul Săgetătorului. Ziua de azi este plină de evenimente. Este posibil să se încheie un proces din care să ieși câștigător sau să ieși foarte bine ca urmare a unui control ori unei verificări. Cei din jur te apreciază și te respectă pentru experiența pe care o ai și pentru calmul cu care reușești să rezolvi o situație complicată. Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna natală în semnul Capricornului. Astăzi este o zi în care dragostea plutește în aer. Poate chiar să-ți întâlnești și marea dragoste sau să te gândești să treci la următorul nivel în relația ta. Este o zi în care cei din jur devin conștienți mai mult de prezența ta și îți propun o colaborare, un parteneriat sau să te implici într-un proiect de grup destul de interesant. Merită să iei în calcul aceste oferte. Vărsător, ascendentul pe Vărsător și cei care au luna natală în semnul Vărsătorului. Dacă ai niște nemulțumiri legate de
viața ta amoroasă sau de niște acțiuni de la serviciu, astăzi este momentul să te mobilizezi și să exprimi clar ceea ce te deranjează. Astăzi ți se cere să fii extrem de onestă sau onest și să spui direct tot ceea ce ai pe suflet. Pregătește-te și pentru o confruntare cu cei din jur, mai ales cu acele persoane care nu acceptă să li se zică adevărul de la obraz. Dar, pornind de la adevăr, folosind diplomația și explicând clar situația, veți ajunge la un consens. Pești, ascendentul pe pești și cei care au luna natală în semnul peștilor. Vrei să clarifici o situație delicată la serviciu legată de niște acte, hârtii și documente. Cineva a încurcat lucrurile, a făcut o lată de tot și acum tu ești persoana care vine să salveze situația. Vei reuși, doar că te vei enerva, te vei certa, vei vorbi mult, vei da multe telefoane și multe e-mail-uri, dar să știi că se rezolvă. Dragii mei, vă doresc să pășiți în weekend cât mai fericiți și liniștiți și să vă bucurați de aceste zile libere. De weekend, bineînțeles, pentru cei care aveți zile libere. Să ne vedem cu bine și la alte filmări. Nu uitați să apăsați butonul subscribe. Nu uitați că în descrierea acestor horoscoape ale zilei se găsește numărul de telefon al managerei de imagine care se ocupă de adăugarea persoanelor pe grupurile noastre de WhatsApp și de Telegram. Așa că dacă vrei să fii și tu în comunitatea noastră, nu uita, dă-i un mesaj Feliciei pe numărul afișat pe YouTube și ea se va ocupa să te preia și să te introducă în aceste grupuri. Să ai o zi superbă! Numele meu este Mihai și sunt managerul proiectului Alexandra Coman. Aș vrea să vă răpesc câteva minute să vă pot arăta cum sau să vă pot ghida în cum se face o cumpărătură online de pe bilete.ro. În momentul acesta o să vedeți site-ul. Primul lucru care trebuie făcut este să vă logați. Normal, eu mi-am făcut un login, deci este foarte simplu pentru mine. După care, în evenimente, căutăm ce ne interesează, în acest caz, Alexandra Coman. Vom găsi horoscopul tradetaliat, este ce căutăm. Ne vom uita în partea dreaptă să fie luna decembrie, luna în curs, luna care doriți să o cumpărați. Intrăm pe bilete, alegem zodia, în cazul meu este zodia leu un bilet. Pentru cine va dori să rezerve mai multe zodii, vor putea alege câte un bilet din fiecare. Mai apoi, datele de cumpărător, foarte important dacă dorește cineva să își ca site-ul să-i rețină datele pentru cumpărături viitoare sau dacă vrea factură pe persoană juridică. Bun, continuăm. Iar în acest moment îmi va apărea prețul final. Trebuie să confirmăm că avem peste 16 ani și dacă seamănă evenimentul, cum se vor face comunicările să vă primiți banii înapoi. Nu sunteți obligați să dați click pe marketing și publicitate. Da? Deci datele dumneavoastră personale nu vor fi folosite niciun fel dacă nu dați click pe ăsta. Plasează comanda. În secunda aceasta vom fi redirecționați către site-ul de plătit, unde va trebui să ne băgăm cardul și așa mai departe. Accepți de termenii și condițiile, plătește. Am primit două notificări. Foarte bine, mersi. După cum observați, comanda numărul 3410 și așa mai departe a fost plasată cu succes. În momentul ăsta, dacă eu intru la mine în mail, va trebui să am deja în inbox bilete.ro. Aici intrăm pe acest mail și ne uităm, click pe fiecare dintre link-uri pentru a vă putea printa biletele virtuale. Vă dați seama, nu aveți nimic de printat, dar dacă mergeți pe link, iar apoi leu decembrie în cazul meu,
veți putea avea acces la, la horoscopul pe care l-ați plătit. Cam atât este cu, cu bilete.ro. Dacă veți avea întrebări sau dacă, nu știu, aveți nelămuriri, puteți să ne scrieți în comentarii. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și să ne auzim numai de bine. La revedere!